Masa și dansul oferite de autorități buzoienilor de 1 decembrie au avut loc în parcul Crâng, lângă obelisc. La mulți ani! Spre deosebire de alți ani, oamenii nu s-au mai înghesuit în fața farfuriilor cu mâncare și jandarmii au avut grijă ca buzoienii să nu se mai calce în picioare. Toate persoanele prezente la spectacolul de 1 decembrie au fost așteptate de organizatori cu fasole și șuncă, dar și cu un pahar de vin. Pentru a potoli pofta de fasole a oamenilor, bucătăresele au mânuit polonicele și caserolele la foc automat. Unii mesene au apreciat atât fasolea cât și vinul fiert. Românește, dar bineînțeles, cu nepoții, cu astea. Ce fasolea? N-am gustat. Îi dau la nepoți și porn, mai de. Cred că o fi bun, dacă e la cazan. Vă dați seama, nu-i ca la... Un vinul, fasolică. E bine... tradițională. E binevenită, da. Ați special? Mi-aduc aminte de armată. Nu, am venit la spectacol și dacă am văzut că am stat și eu la rând. Cum e mâncarea? Bună. Bună, bună, dacă am aglomerație. Vin fiert? Cam fiecare dată, vin fiert și să facă și la anul. Sănătate și mult noroc. Altor meseni, mâncarea oferită de autorități de Ziua României nu a mai avut gustul de altădată. Nu foarte bună. Sincer, nu foarte bună. Prefer acum plec să mă duc la un local, să mănânc o fasole cu ciolan în ea, ca lumea, nu fasole și apă. Fără sare, fără nimic. Acum 2 ani mai puneau un cârnat, acum 3 ani mai puneau o sarmă. Din ce în ce mai puțin, la anul mă aștept să dea fasolea doar să o preparăm noi acasă. Bună mâncarea? Nu e, chiar, adică fasolea de cazan, cum se făcea în armată, ea avea altfel de gust. Acum e chiar bătaie de joc. Și în primul rând chiar îți bate joc de oameni, ai pus un singur cort, fie atâta lume la coadă pentru ce? Pentru pleacă din fasole. Ospățul buzoienilor a fost acompaniat de cunoscuți soliști de muzică populară din județ. Nota de plată autorităților buzoiene pentru ospățul de astăzi este destul de consistentă. Consiliul Județean va plăti 19,5 lei pentru fiecare porție de fasole cu șuncă și cu un leu mai puțin pentru porțiile de post.